Meningita West Nile este o boală infecțioasă gravă cauzată de pătrunderea virusului West Nile în membrana ce acoperă creierul. Se transmite prin intermediul țânțarilor și apare de obicei la 3-4 zile de la contactul cu virusul. Tocmai de aceea, reprezentanții Ministerului Sănătății au făcut câteva recomandări de protecție împotriva acestor insecte. Ministerul Sănătății recomandă autorităților locale să intensifice acțiunile de asanare a bălților. De asemenea, dacă locuiți la bloc și știți că aveți subsolurile inundate, ar fi bine să evacuați apa, deoarece aceste bălți stătute reprezintă raiul țânțarilor. Faza bună trece, primești diara, așa că populația a fost sfătuită să-și ia măsuri de precauție, să evite expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice care să îndepărteze aceste insecte, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă, să asigure desecarea bălților din jurul gospodăriilor și să îndepărteze recipientele de apă stătută. O măsură de protecție eficientă împotriva țânțarilor atunci când temperaturile sunt ridicate, iar pielea dumneavoastră este expusă, o reprezintă folosirea spray-urilor împotriva acestor insecte. Aceste spray-uri se pulverizează foarte ușor, mențineți timp de 1-2 secunde pe pielea expusă și acționează timp de 4 ore. Infecția West Nile apare la populația adultă. La persoanele cu sistemul imunitar slăbit și asociat cu alte boli, virusul poate duce la deces, mai ales că nu există tratament antibiotic. Poate greva asupra stării de sănătate și se poate ajunge chiar și la deces, așa cum din informațiile pe care le-am luat din mass media și din cele primite de la Ministerul Sănătății, am aflat că s-au înregistrat și 2 decese. Pentru un om sănătos, pentru o persoană care are o imunitate normală, nu se poate pune problema. Persoanele care au fost înțepate de țânțari și prezintă simptomatologie la 3-7 zile de la momentul ciupiturii trebuie să se prezinte de urgență la cabinetele medicale. Semnele bolii sunt febra, durerile de cap, astenia, vărsăturile, tulburările de memorie, durerile articulare sau musculare. În țara noastră au apărut 7 cazuri sporadice de infecție cu West Nile în județele Alba, București, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Mureș, Sibiu și Teleorman.